Cel care va câștiga acum la Congresul PNL va fi și candidatul partidului, sau cel puțin asta înțelegem din declarațiile pe de o parte ale lui Ludovic Orban, pe de altă parte ale mai multor lideri din PNL. Practic PNL își va alege în septembrie și viitorul candidat la prezidențiale? Eu cred că aici e strict opinia, sigur poate fi decizia politică și atunci e decizia politică, o putem constata ca atare. Părerea mea e că o asemenea abordare este totuși prematură, alegerile prezidențiale sunt în 2024. Profilul unui președinte de partid este un pic diferit de profilul viitorului președinte sau președintelui de țară. Sigur, la ultimele alegeri s-au înfruntat președinți oarecum de partide, deci și de regulă în România se cam confruntă președinții ai partidelor care candidează la funcția de președinte al României. Poate ar trebui să aibă și o expertiză pe zona pe externe, că cu siguranță important și acest lucru nu este decisiv, evident, și toate experiențele noastre prezidențiale, până la urmă Klaus Iohannis nu avea o experiență de politică externă și a câștigat alegerile prezidențiale. Traian Băsescu nu avea o experiență de politică externă și a câștigat alegerile prezidențiale, Emil Constantinescu la fel, iar Ion Iliescu avea un fel de experiență de politică externă, dar în alte vremuri, și aici am dezvoltat poate prea mult și inutil pentru această dezbatere. Revenind, da, poate, e posibil ca, repet, viitorul președinte PNL să fie candidatul acestui partid, însă până în 2024 va trebui să vedem care este oferta celorlalte partide. Haideți să luăm în considerare un scenariu în care PSD, să spunem, nu va mai veni cu un candidat în persoana președintelui partidului, ci va veni cu un candidat care poate să strângă voturi din mai multe zone. Până la urmă, dorința acestui partid, dorința socialdemocraților sau unul dintre obiectivele neîmplinite ale acestui partid este recâștigarea funcției de președinte. Nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Ion Iliescu, deci de foarte mulți ani, de 2024 se vor împlini 24 de ani de când PSD nu va mai fi avut un succes la alegerile prezidențiale. În urmare, probabil că va căuta o soluție, repet, ceva mai cuprinzătoare. Cum va răspunde Partidul Național Liberal într-un asemenea context? Va veni, sau și cum va răspunde dreapta? Vor veni cu candidați, să spunem, candidat USR Plus, un candidat PNL? Se vor bate candidații de dreapta între ei pentru a intra în turul 2? Sunt multe întrebări care țin de tactică, strategie politică, de, din acest motiv spun că e prematur să vorbim despre identitatea, cred eu, despre identitatea viitorului candidat prezidențial liberal, dar sigur, liberalii sunt un partid politic matur și își pot propune încă de pe acum ca cel care va fi președinte al partidului să fie candidat. Până la urmă și acest tip de mesaj, viitorul candidat prezidențial este viitorul președintele de partid, este un element în tactică, în lupta, în bătălia pentru câștigarea funcției de președinte al partidului, pentru că poți să vii cu un anumit profil, să sugerezi că, uite, dacă acel candidat va câștiga alegerile în partid, el are un profil mai potrivit pentru funcția de președinte, deci un argument suplimentar în această bătălie.